Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. N-am mai postat de câteva zile, 2-3 zile, cam așa. Nici eu nu mai știu. Am avut treabă, va urma un vlog special unde am să vă arăt ce am făcut în astea câteva zile. Acum fac vlogul ăsta să vă spun că începe năpârlirea foarte, foarte urâtă. Este, nu-mi place deloc năpârlirea asta pentru că arată porumbei oribil. Ia uitați la acea femelă cum a năpârlit pe la cioc pe acolo și pe la ochi. În realitate se vede mult mai, nu știu cum să vă zic. Și ea și masculul ei a năpârlit așa încă acest mascul n-a năpârlit pe la cioc, pe la ochi, nici acest mascul. În curând am să iau și lui o femelă, să facem pereche. Și aici, fix la picioarele mele, avem un membru nou. Pot să spun așa că de dimineață am găsit această pisicuță, este femelă. Este pui, dar este grosuță, i-am dat și să mănânce, dar nu, de dimineață nu s-a îngrășat foarte tare până acum, nu s-a îngrășat, cred că nici 2 grame. Dar este foarte grosuță, se vede că a luat-o de acum de la pui, i-am găsit-o pe stradă, foarte udă, era udă. Pe picioare cred că încă mai este, dar nu mai este că, pentru că am șters-o. Era udă și era așa culcată, așa cu capul în pământ. Nu știu cum să vă arăt pentru că nu stă acum. Era ghemuită și nici nu se vede pentru că este micuță acum. Și am găsit-o când veneam la bunicul, da? Aici. Am găsit-o pe drum într-un lac. Nu știu, ori o fi de aici, ori a adus-o cineva, a aruncat-o. Ia uitați-o, este vioaie acum, se ține după mine și putea să moară acolo, de acolo mai lăsam. Și am zis să o iau, o cresc eu aici, la bunicul meu aici, îi fac și un culcuș, ia uitați. N-aveam cum să o las acolo și dacă era pe jumate moartă și cred că cam așa era, pentru că nu prea mai mișca, doar respira. Am adus-o, am înfășurat-o într-un prosop curat, am uscat-o bine, i-am dat să mănânce și acum este vioaie, n-are nicio treabă, se ține mereu după mine, se agață de picioarele mele pe aici, cu ghearele. Trebuie să-i schimba pe acolo la porumbe pentru că nu mai are. Acum începe să bea foarte multă apă, ia uitați, cred că se poate observa mai bine, a năpârlit foarte urât, nu-mi place deloc pentru că se strâng și pe jos numai pene, numai fulgi și trebuie să le curăț. Ia uitați acolo, pe cuib, în colț din stânga acolo, stă pe ouă, aia n-are nimic, nu stă ca ar avea ceva, stai să nu te calc. Și femeia aia care ziceam eu pe stearpă este pe undeva pe acolo jos, eu o văd, dar pe cameră nu pot să prind. Stă acolo, dar nu face nimic. Stă așa, cred că și o oră, dar nu face nimic. Puii ăștia, nu știu dacă s-a agravat situația, dar cred că da, la ăsta mai ales. Ia uitați. Stai. Op, este lumina prea puternică, asta s-o dau mai mică, este și aici pe gât, are la ochi, ia uitați ce are la nas, pe aici, ăsta are doar una aici la ochi și una aici pe picior, în partea aceasta și una la fund, dar ăsta are o grămadă la fund și încă îi mai este, nu știu dacă va supraviețui.
Îi pun mereu albastru de metil. Acum nu i-am mai pus, i-am lăsat de data asta apa curată, pentru că mai simt și nevoia să mai da și apă curată. Aici avem mâncare să le pun, albastru de metil, metilen, cum vreți să-i spuneți. Încă am cumpărat încă 3 de astea. What? Băi, mam! Bă, deci am tras o sperietură, voi ați văzut? Cred că am prins pe cameră cum stătea. Bă, credeam că am murit, mă. Păi, ești bine? E bine, mă. Doamne! Am crezut că am murit, băi! Deci nu pot să vă explic cât de... Doamne, mi-a stat inima așa odată. Am crezut n-aia că am murit, nu știam ce face acolo. Ce face de asta, așa că n-am mai văzut-o niciodată așa, cred că... Este prea cald, totuși este septembrie, dar este totuși cald. Suntem în 4 sau 5 astăzi, nici nu mai țin minte, dar cred că 4, nu mai știu exact. Căprițele sunt bine, încă mai așteptăm puțin să le dăm la cioban. Luna aceasta, septembrie, sigur le dăm. Este timpul să le dăm la cioban. Ia uitați cu unde merg eu. Vine și pisicuța. Spuneți în comentarii ce nume să-i pun la pisicuța aceasta drăguță. Ia uitați-o. Ia uitați-o cum vine, cum mut camera, vine și ea, cum se ține după mine. Altceva nu mai am noutăți, alte noutăți. Șobolanii încă nu îmi dă pace. Scot găuri în continuu. Mai avem și acolo o gaură. Fix acolo la ușă și nu știu ce să-i fac pentru că am turnat peste tot beton, ciment, a scos iar pe acolo, cred că se și vede acolo, prin partea asta pe acolo pe unde am astupat cu ciment și pe acolo am mai scos, dar totuși se vine pentru că nu se bagă la cuiburi, la ouă să le mănânce, pentru că n-aș vrea asta să se întâmple. Am să-i schimb acum fix acum apa și lor, pentru că i-am pus de dimineață și deja am băut aproape 1,5 litri. Îi pun la ăștia în continuu albastru de metil, nu în continuu, dar în toată săptămâna, dar mai pun cam o zi, două și apă normală. Să se clătească și pentru că vă dați seama cum poate să bea apa asta cu albastru de metil în continuu. Pisica asta cred că iar e foame, pentru că miune. Și chiar sunt bucuros pentru că am salvat-o. Pune și voi acolo un mare like. Să ajungem cât mai repede acum la 100 de abonați. Nu știu dacă o să mai apuc să filmez mai des, să mai postez, pentru că începem școala acum pe 13 septembrie și știți și voi cum este. Și cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, de subscribe și să ajungem cât mai repede la 100 de abonați. Și nu uitați de clopoțel să vă trimite notificare atunci când postez un video nou. Și noi ne vedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!